De chinezii au cenzurat clasicul Fight Club pe motiv că are un final mult prea violent. În varianta lor, autoritățile câștigă, bineînțeles. Nici măcar blockbusterele de la Hollywood nu scapă de mâna de fier a cenzurilor chinezi. Brad Pitt și Edward Norton sunt cele mai recente victime ale cenzurii. Fanii au descoperit că pe serviciile de streaming din China, Fight Club vine cu un sfârșit alternativ. Varianta originală se termină cu o serie de explozii care pun la pământ toate clădirile care se văd la orizont, parte din planul protagonistului de a distruge consumerismul și a rade datoriile la bănci. Trust me. Everything's gonna be fine. Bogdan, ne îndreptăm am văzut așa. Pe final așa cum au schimbat polițiștii, practic scenariștii polițiști, da, din China, practic erau prinși oamenii ăștia care dădeau Tyler Durden, că de fapt erau un om care avea ambele personaje, da, și Brad Pitt și Norton. Cum schimbă mesajul final? Mi-a plăcut mult ilustrația noastră. Cum schimbă mesajul? Uite, e o întrebare foarte bună. Avem acum trei povești Fight Club. Una este cartea, una este filmul lui Fincher și una din ele este acum finalul chinezesc, care, surprinzător, Mihaela, este mult mai aproape de carte decât celebrul film din 99. În carte, personajul principal nu reușește să bubuie clădirile pentru că nu are cunoștințele necesare să facă o substanță care să explodeze. În carte, Tyler Durden este un loser. David Fincher a vrut să-l transforme în film într-un erou. Nu faptul că explodează clădirile la final îl face erou, ci replica celebră cu advertising-ul ne-a făcut să ne dorim mașini și haine, să muncim joburi care nu ne plac, ca să ne cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Din punctul meu de vedere, dacă autoritățile din China au cenzurat finalul, dar n-au cenzurat replica asta, filmul va avea la fel de mare succes și mesajul va fi simțit. Bine, hai, o să ne uităm și la filmul ăsta chinezesc, dacă trebuie. Dacă e doar finalul diferența, nu e mare lucru, l-am văzut de foarte multe ori. Dacă doar finalul este diferența, atunci nu este... Eu cred că mesajul rămâne la fel de puternic. Sigur că autoritățile din China au modificat finalul încât să pară că statul câștigă. Tu, ca individ, nu te poți pune împotriva statului și asta a fost soluția lor. Poor choice, poate... Dar dacă, cum am zis, dacă replica celebră este încă acolo, mesajul filmului va fi în principiu acesta.